Ce e de dor de tata? Da unitate, da unitate. A murit. Aveți jucării? Nu. No. Nu, eu nu mai am. Am luat-o și aia și-am dat-o. Și-am dat-o la copii, ne-a străcat-o. Băieți, ăla mare o să-l dăm lui Mihai, pentru că noi când am fost data trecută aici la voi în localitate, Ovidiu a cerut mașinuța lui și el i-a dat fără să stea pe gânduri, și pentru că el a fost darnic atunci și ne-a dat lecția asta de dărnicie, noi vrem să facem o recompensă acum lui și să-i dăm ursulețul ăsta foarte frumos. Uite, Mihai, dăm ursul ăsta cea mai mare ție, dar prima dată trebuie să-i dai un nume. Ce nume îi dai? Stop. Ce zici că îi dai tu numele tata? Că nu mai l-am, tata. Și acum vrei să dai la ursuleț numele tata? Da. Da, Mihai, tu ești un băiat deosebit. Vrei ca ursulețul ăsta să-ți aduc aminte tata tău? Da. Unde să pui ursulețul ăsta acasă? În pat. Sunteți mama lui Mihai? De ce plângeți, doamnă? Mai vine și alt timp, să mai și plânge. Poftim? Mai plânge toată ziua, după tata. Câți copii aveți de tot? 10. Și două sticle de ulei mai aveți pentru 10 copii? Nu pentru 10, că mai este la căsile lor, dar și suntem în casă încă 4. 4. 4. Cum vă descurcați fără sus, doamnă? Foarte greu, dar mulțumesc, doamnă. Greu. Nu mai am liniște. În sufletul meu nu mai găsesc așa și liniște. Ce zic copiii? Plâng când vezi că plâng eu sau când și aduce aminte să mai uit în fotografia așa așa. Plâng, teza. Nu mă mai puteam aduce la poștă. Cu alimentele cum vă descurcați? Cu frana pentru copii? E deocamdată o mai rămas. M-am avut un pușel, am tăiet. No? Așteptăm și noi ajutorul social, alocația și o mai iau. În restul, te găcești. O pregătiți și astăzi, uitați mulțumim, ce binecuvântare a intrat în casa voastră. Asta-i tata, e vărul meu, sora mea, fratele meu și mama și eu. Cum a zis telefonul, nu pot vorbească. Dacă nu pot să vorbească. Cât de stuiți la felul ăsta? Când fac o rima, eu și mai o pun lângă tablete. Uitându-te la poza asta, îl simți pe tata mai aproape? Da. Da, rimesc pe Dumnezeu. Câte pozi din astea cu tata ai? Una. Numai asta o ai? Am scoat un tablou mare cu tata meu. Uite, o să facem o rugăciune, pentru că noi o să plecăm de aici, dar o să te mai vizităm. Dar până te vizităm noi iarăși, noi vrem să lăsăm pe cineva, să lăsăm pe prietenul nostru cel mai bun cu tine, să lăsăm pe Dumnezeu cu tine, vrei? Da. Te rog într-un mod deosebit, Doamne Dumnezeule, să ai grijă de Mihai. E un copil orfan și te-ai promis în Sfânta Scriptură, Doamne, că vei avea grijă de orfani, vei fi apărătorul văduvei și tatăl orfanului. Și te rugăm, Doamne Dumnezeule, îndură-te de copilul acesta, îndură-te de frățiorii lui, îndură-te de mama lui care a rămas. Doamne, sunt atâtea lipsuri pe care le au în viața asta și mai ales lipsa de tată, dar Tu ești singurul Dumnezeu care poți să alini durerea asta. Te rog să te înduri într-un mod deosebit, Doamne. Te rog să lași pază și protecție, Doamne. Bunea sora aceasta văduvă, că lipsește pacea și lipsește liniștea din casă. Te rog, Doamne, să dăruiești, Doamne Dumnezeu.
Mă rog, Doamne, pentru Mihai, mă rog pentru familia aceasta, ca Tu să fii acela care să ne dai pace, liniște și bucurie. Mă rog, Doamne, ca Tu să ne ajut să mai ajungem în locul acesta și să fim alături de familia noastră. Doamne, îți mulțumesc că a venit frate în casă la mine. Când crezi mare, ce vrei să te faci? Pastor la adunare. Vrei să faci pastor la adunare? Și pentru asta o să mergi la școală să studiezi? Da. Dar de ce vrei să fii pastor? Să vii toți oamenii la păcăință. Că alții zice că îl înjură pe Dumnezeu și ei zice că nu-i bun. Ca Domnul Iisus. Milos? Așa vrei să fii ca Domnul Iisus? Să faci bine la oameni? Da. Foarte. Ce ți-a plăcut cel mai mult la Domnul Iisus, Mihai? Că ne-a dat o ultima picătură de sânge. Dăm drum la ușă și intră să încălzească, n-am două cămi. Din partea de ceilalți intră căldură aici? Da. Dimineața când trezești, cum e? Frig. Câte lemne ai acum acasă? Am cam 2 metri mai mult. Eu una vă mulțumesc din tot inima, Domnul vă binecuvânteze. Să fiți răsplăciți de Domnul Iisus. Dați-o la că numărul de telefon și mai vorbim. Bă, dar ți-e frigă, e udă, Mihai, du-te acasă și... Da, mai mă dau în terapie. Dar nu ți-e frig la picioare? De ce sud de picioare? Am amușit. Sud. Te-ai obișnuit așa cu frigul? Unde te-ai dat la picioare? Moment. Noi știam că tu vrei un cal al tău și așa a ajuns și căluțul ăsta aici la tine. Să ai grijă de el, bine? Da. A călcat, i-a farmat carcasa, atât. Mă rog în fiecare seară pentru dumneavoastră. Te bucur că am venit? Dar în Argentina, de cât timp ați avut sobă aici? 3 ani, 4 ani. Și de atunci, Mihai, doarme aici, în camera asta? Doarme și aici, când e frig, îl mai mut și din coașe. Cât încălzește asta sobă, cât e mai cald afară, încălzește. Tata meu a murit pe 3 iunie 2019 și tata lui Mihai a murit pe 3 iunie 2020, referență de un an.
Mihai, am revenit. Ultima dată când am fost aici am legat o relație de prietenie și pentru că tu ne-ai impresionat pe noi, dar nu doar pe noi, și mulți alți oameni care te-au văzut, noi acum vrem să venim și să facem din nou un cadou și dacă tu ne-ai dăruit o mașinuță mică, acum vreau să dau un cadou mare. Mașina, ai telecomandă? Da! Bye, Doamne! Trec pe tăcii dealului, patinez! Un tir cu mașinuț. O bucurie mare, 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 mare. Wow. Mulțumesc. Mihai, noi am încercat să îndeplinim o mare parte din dorințele tale. Știm că nu o să reușim să le acoperim niciodată pe toate, pentru că știm că tu ai dorințe foarte mari. Dar din toate dorințele pe care tu mi le-ai zis, am rămas cu o dorință în minte pe care ai zis-o tu. Și am aici ceva... Aici află dorința ta. Ca să vezi despre ce este vorba, te rog să desfaci. Tabloul ăsta nu costă foarte mulți bani, dar știm că în el e o valoare. E valoarea care ți amintește ție de tata și noi am luptat ca să reușim să-ți aducem astăzi și amintirea asta. Să o ai pentru toată viața ta, să o ții și să o păstrezi. Da. Vă mulțumesc frumos la tot oamenii care m-au ajutat. Vă mulțumesc frumos din toată inima mea. Dar de ce plânge acum, Mihai? Că ați lăcut prea multe pentru mine. Noi am făcut-o cu drag, pentru că tu ești un băiat deosebit, da? Nu mai plânge, fii puternic. Mulțumesc, domnule. Mihai, noi te iubim pe tine și dacă te-am vizitat astăzi cu multe daruri, e că Dumnezeu pe tine te iubește, e că noi te iubim pe tine și alături de noi sunt și alți oameni care te iubesc pe tine și am ajuns la tine cu daruri prin care alți oameni, dar și noi asociațiile MGM și Miros de Cer, am hotărât să te binecuvântăm astăzi. Noi o să ținem legătura, noi nu am venit doar astăzi și nu o să mai trecem pe la tine. Cu ajutorul Dumnezeu, tu mi-ai cerut numărul, ai numărul nostru, ne poți suna oricând și noi îți promitem că o să te mai vizităm, da? Și nu rar ca să uităm unii de ceilalți, ci mai des. Mi-a spus cineva, o doamnă care a dat ceva pentru tine, a spus că vin aici să-ți dau o îmbrățișare din partea ei. Doamna asta e antrenoare la lotul național al României, la canotaj. Ai auzit de sportul ăsta canotaj? Da. Când venim noi la tine așa și te îmbrățișăm, ce simți tu? Tata, tata. Cum adică? Și mai el m-a îmbrățișat și ne-a dus ea. Mihai, ce mai plângeți, doamna, acum? E o zi a bucuriei asta. Îți lacrimi de bucurie. Îți lacrimi de bucurie și vă mulțumesc frumos. Doamne, să vă poarte de grijă că mă bine ați făcut. Vă mulțumesc frumos. Oh,
Doamne! N-am cuvinte să vă aduc fața dumneavoastră și al Dumnezeu pentru bine care și mi-a lucrat și mi-a făcut mai mult pentru Mihai. Vă mulțumesc frumos! Una de asta în durere.